Bine v-am regăsit, dragii mei prieteni! Astăzi detaliem luna nouă în gemeni. Din ziua de 17 spre 18 iunie. Depinde pe ce emisferă vă aflați fiecare. Ea are loc la 26 de grade și 43 de minute. Deci, pe grad final. Așa că foarte rapid o să se mute pe energie de rac. O astfel de lună nouă are loc doar o dată în an. În această zi nu se fac operații chirurgicale și organele mai sensibile de care voi trebuie să aveți grijă sunt umerii, brațele, sistemul respirator, plămânii, sistemul nervos. Și să nu uit să vă spun, vedeți că v-am postat pe Patreon la cererea voastră zilele bune și mai puțin bune pentru călătorii lungi în luna iulie și august, pe ore și direcții cardinale. Și v-am mai postat și legătura între conceperea unui copil, sexul acestuia și fazele lunare. Acum, revenind la subiectul nostru. Pe energia aceasta de gemeni, o să ne intereseze cum gândim. Mai exact, sistemul nostru întreg de gândire și de încredere. Interacțiunea cu rudele, cu persoanele apropiate în general. O să ne mai intereseze călătoriile scurte, inclusiv relația cu tehnologia. Să vedem la ce ne așteptăm pentru că guvernatorul gemenilor, Mercur, este în domiciliu, dar face quadratura, adică un aspect tensionat. Știți asta cu Saturn? Acest aspect o să aducă pesimism, griji, frici, indecizie, însingurare, inhibiții în comunicare, dar va aduce și o minte profundă și interes foarte mare pe subiectele oculte. Partea bună a acestei quadraturi este că vă ajută să atrageți, să găsiți mentori mai în vârstă sau mai cu experiență, care să vă ajute să învățați valoarea și încrederea. În același timp, Neptun, aflat pe energie de pești, va face quadratură cu luna nouă și cu soarele. Asta aduce o multitudine de sentimente, de simțiri, emoții, dar care toate se bat cap în cap, se bat între ele. O să fiți mai emotivi, mai confuzi. Va exista un fel de dedublare a situațiilor, adică. Va exista o a doua variantă, depinde de harta personală de tranzit a fiecăruia. Adică nu știu, o amantă pe lângă soție, speculații financiare proaste, o idee în contradicție cu altă idee, o variantă ce se suprapune pe, peste altă variantă și nu știți ce să alegeți, necazuri familiare pe linie paternă, trădări și decepții nu o să știți ce vreți, cum vreți. Și veți putea fi ușor de manipulat de către cei care au ceva de împărțit cu voi. O să fiți mai confuz ca niciodată și vicile să știți că vor sta la pândă dacă nu sunteți atenți. De asemenea, această poziționare este despre a alege, despre a vă dori să mergeți într-o anume direcție pentru că pe fiecare dintre noi această quadratură ne va afecta diferit. Și funcție de casa astrală unde pică, și asta v-am spus la previziunile generale ale lui iunie, dar ne va afecta și funcție de liberul arbitru al fiecăruia. Pentru că fiecare va folosi energia lui Neptun în quadratură cu luna și cu soarele în mod absolut diferit. Mai ales că Neptun ne va duce pe fiecare, undeva în viitor, prin vizualizare. Deci ne va duce pe drumul ce ne este destinat și o să ne arate cum trebuie să arate viața fiecăruia și mai ales ce avem de făcut ca să avem acea viață. Unii, sigur, o să facă asta, alții nu. Deci, unora o să li se pare greu, altora o să li se pare că merită efortul. Nu știu, spre exemplu, vă dau un exemplu. Pentru berbece această coadratură are loc în casa intuiției, a abilităților psihice și a spiritualității, inclusiv lucrurile ascunse. Acum, pentru tauri are loc pe casa prietenilor și a anturajului. Pentru gemeni are loc în casa carierei și așa mai departe. Deci, pe aceste zone, voi trebuie să decideți încotro o luați. Planeta Pluto este retrogradă, știți asta, și aduce chestiuni karmice în viața voastră. Această poziție va determina reîntâlnirea în prezent cu persoane, cu circumstanțe, cu locuri, cu contexte dintr-o viață anterioară și va favoriza șansa voastră să achitați anumite datorii karmice. Pluto reprezintă manifestarea voinței divine. Partea proastă este că el face quadratură cu nodul nord, și asta înseamnă traume. O să simțiți nevoia să vă arătați puterea interioară, în ciuda tuturor obstacolelor ce le veți întâlni în cale. O să fiți obsesivi, fiecare pe domeniul unde îl aveți pe Pluto în harta de tranzit. Combinația este dificilă și eu vă spun că trebuie să vă schimbați strategia. Ca să vă aliniați cu ceea ce vrea destinul de la voi. Trebuie să învățați să aveți încredere în Univers. Este ca și cum ar trebui să faceți un pact cu Divinitatea, cu forțele nevăzute, dar pe care acum le simțiți mai bine ca oricând. Adică, trebuie să lăsați problemele din trecut și să înțelegeți că drumul vostru este stabilit deja și voi doar trebuie să-l urmați. Puteți fi îngrijorați cu ceea ce va urma, puteți fi curioși unii dintre voi, iar alții vă veți simți incomod. Dar, orice ar fi, mergeți acolo unde vă indică Pluto. Conectați-vă cu Sufletul Universului și veți înțelege chemarea. Reevaluați-vă relațiile și lăsați în urmă oamenii care nu vă mai sunt de folos. Este un ciclu în care ceva se va termina. Este obligatoriu, pentru că voi trebuie să fiți cât mai aproape de destin. Și pentru că dacă înțelegeți aceste lucruri, trebuie să știți că ele chiar trebuie să se întâmple. Adică, fie ați rătăcit drumul corect și trebuie să. aceste lucruri să vă aducă pe cel corect, fie că aveți ceva karmic de împlinit. Oricum, nu trebuie să vă descurajați și voi doar trebuie să înțelegeți lecția pe care ne oferă Universul. Universul să știți că are ceva mai bun pregătit pentru fiecare dintre noi și trebuie doar să intrați în zona de disconfort, să faceți față provocărilor pentru ca mai apoi să intrați pe misiunea corectă pe care o aveți în această viață. Ce se mai întâmplă pe cer alături de această lună nouă? Venus, micul benefic, este pe energie de leu și va sta cam patru luni aici. Venus va face un aspect favorabil cu planeta Marte, planeta sexualității și a curajului. Și asta ne va da un impuls în viața romantică, în a ne exprima sentimentele. Totuși, Marte, știți, este planeta războiului, și de aceea, în această perioadă vom auzi de multe scandaluri amoroase, multe povești de dragoste prezentate așa în mod pompos, gesturi de dragoste, țipătoare, extravagante, rivalități, violențe din dragoste, așa știți, dragoste cu nebădăi. Marte este o planetă de energie masculină care vrea afirmare, pasiune. Sexualitate și căutare. Pe altă parte Venus este energia feminină și guvernează chestiunile de dragoste, frumusețe, suflet, atracție, magnetism. Ei când cele două planete se întâlnesc, ies scântei din dragoste. Adică ni se aprind călcâiele, cum se spune. Această conjuncție deține puterea de a manifesta un interes amoros în viața fiecăruia, sau chiar de a condimenta o relație pe termen lung pentru cei care o aveți. Unii veți avea parte de o nouă iubire, alții își vor vedea relația zdruncinată bine de tot. Pentru că cei doi iubăreți ai zodiacului vor pune multă pasiune și mult romantism în relații. Și acolo unde nu găsesc ceea ce își doresc, pleacă și se duc și caută în alte părți, bat pe la alte uși. Dorințele și nevoile între dragoste vor deveni mai pronunțate. O să vă determine să vă luați niște riscuri, să fiți vulnerabili în ceea ce căutați sau de ceea ce sunteți atrași. Și nu uitați! că Venus și Marte mai au legătură cu iubirile interzise, așa că atenție mare! Bucurați-vă de această conjuncție minunată, dar rămâneți cu picioarele pe pământ și nu vă pierdeți capul. Adică aventurile să fie controlabile, să nu le scăpați din mână. Pentru că vorbim despre energia de leu, de foc, cea care își dorește spectacol. Iar când vine vorba despre iubire, își va dori să o manifeste așa dramatic, strălucitor, cât să poate de vizibil, să vadă toată lumea și ce e bun și ce e rău. Deci, unele povești de dragoste pot începe furtunos în această perioadă, altele se reconfigurează total, însă absolut totul să știți că va fi cu trăiri, cu o scenă, cu dramatism. Așa, nimic nu scapă reflectoarelor. În perioada, deci, lunii iunie-9 octombrie, cât timp Venus se află în Leu, vom fi atenți la nivelul nostru de vulnerabilitate, la disponibilitatea față de ceilalți, la cât de dispuși suntem să acceptăm că și durerea face parte din viață, nu? Și face parte, de fapt, din procesul nostru de creștere, de evoluție. Când Venus se va apropia de Marte, și o face în fiecare zi, va forma o conjuncție plină de foc, și este posibil să vă crească tuturor dorința de a fi remarcați și recunoscuți. Întrebarea care se pune acum este: ce preț sunteți dispuși să plătiți pentru toate acestea? Pentru că există un preț, nu pentru fiecare lucru în viața asta. Adică, ce înseamnă pentru noi să fim mai vizibili, mai văzuți? Ce înseamnă pentru fiecare să iubim și să fim iubiți? Deci, cât suntem noi dispuși fiecare să dăm din noi pentru ca să primim toate acestea? Să nu uităm că Venus se ocupă și de bani. Așa că așteptați-vă la mai multă prosperitate financiară cu ajutorul relațiilor. Vă puteți propulsa spre noi afaceri, spre noi orizonturi. Venus se va apropia tot mai mult de Marte și mai apoi de Mercur, putând fi vizibilă până seara târziu cu o luminozitate spectaculoasă, cu un maxim în luna iulie. Când va și retrograda? O să vă mai spun atunci despre asta, pentru că vor exista niște reevaluări, niște reveniri asupra unor situații. Numerologic 18 iunie 2023 adunate înseamnă 22 număr maestru. Acest număr 22 este cunoscut sub numele de Marele Constructor și canalizează înțelepciunea cosmică spre pământ și o folosește pentru a transforma visurile în realitate. Conform Bibliei, 22 sunt elementele pe care Dumnezeu le-a creat în cele șase zile și de aceea se spune că 22 este secretul creației. Simbolul sabian pentru aceste 26 de grade gemen spune, vino mai aproape ca să vezi mai bine. Ca și imagine, reprezintă o femeie romă care iese din pădurea unde este tabăra iubitului său. Există o forță convingătoare evidențiată de puterea naturii, care poate opri momentan lumea și ne poate îngheța atenția asupra percepției a ceva extraordinar, adică magia splendorii, o experiență încântătoare dată de energia de gemeni. Revelația frumuseții este o experiență spirituală și dorim să o găsim ca și calitate în interiorul nostru. Ca o resursă, ca o dovadă a propriei noastre semnificații cosmice. Apoi, putem ajunge într-o stare pe planurile spirituale în care orice fel de investiție în eșec sau în succes este văzută ca fiind inutilă, undeva acolo sus, în cosmos, astfel încât să putem să renunțăm cu ușurință la orice fel de atașament față de recompense, față de penalități, cele ale vieții normale și să ne ridicăm undeva deasupra a ceea ce este pământean. Ritmurile normale de viață ne dezbracă inevitabil de elementele de bază, fie că ne place fie că nu. Sufletul cu adevărat avansat va căuta de fapt o astfel de autorevelare oamenii ridicați spiritual aleg să-și lase în urmă înclinațiile strict naturale pentru a se raporta într-un loc cu autenticitate, cu o conștientizare absolută și a putea trece pe tărâmuri mai înalte ale ființei lor spirituale. Așa că, dragii mei, pe această lună nouă plantați-vă semințele unui nou început în direcția arătată de Neptun prin acea vizualizare de care vă spuneam la început și funcție de casa astrală unde se așează luna. Să nu uităm că pentru fiecare lună nouă, îngerii noștri spirituali ne trimit mesaje prin canale specifice de comunicare. Iar acum comunicarea dată de gemeni este mijlocul sau motorul lor. Și sigur că da, fiecare dintre noi percepe mesajele îngerilor mai bine sau mai puțin bine în funcție de gradul său de spiritualitate și de iluminare. Pe această lună nouă, în energie de gemeni, lecțiile spirituale nu vor întârzia să apară exact pe zonele unde pică luna nouă la fiecare dintre voi. Pentru că am intrat într-un ciclu colectiv de expansiune spirituală și împreună ar trebui să clădim suportul unei noi lumi bazate pe empatie, pe armonie, pe dragoste. De aceea, îngerii ne vor da idei inspirate, creatoare, despre cum să ajutăm la clădirea acestei lumi noi. Vom fi ghidați spre ce să inovăm sau ce să schimbăm în viața noastră. Inima voastră o să vă ghideze spre scopul vostru cel mai înalt, cel divin. Și ceea ce este cel mai important este că ceea ce voi clădiți acum va fi de durată, pentru că va fi ghidat de destinul vostru spre Adevărul Divin, singura sursă corectă și infinită dată de către Univers. Spre asta trebuie să ne îndreptăm cu toții, unii mai devreme, alții mai târziu, pentru că unii veți opune rezistență la început, dar cu siguranță că nu rămâne nimeni neajutat de către îngerii trimiși de divinitate. Dragii mei, înainte de a vă umple capul cu tot felul de informații de pe la televizor, care se repetă, care vă plictisesc, încercați să pătrundeți în profunzia mea energiilor date de astrologie, implicit de luna nouă pe care am discutat-o astăzi, să înțelegeți sensul profund, înălțător, transmis de către univers fiecăruia dintre noi și să mai înțelegeți că nu suntem singuri și suntem susținuți de o putere imensă numită divinitate și lea fiecare se manifestă funcție de cât de mult o lăsați voi să se manifeste, cât de mult mergeți voi cu valul spiritual și nu vă împotriviți schimbării inevitabile. Pentru că, până la urmă, de aceea venim și revenim pe acest pământ. Să ne schimbăm spiritual în bine, să evoluăm. Acum știți, pentru cei nou veniți pe acest canal de astrologie, dacă apăsați butonul roșu din dreapta jos a ecranului, veți primi automat toate noutățile, iar pentru cei care doresc și alte materiale speciale, ritualuri, astrologie pentru începători, vă aștept pe Patreon. Vă pup!